22 de ani am reușit împreună cu o întreagă echipă să facem un grup de firme, de 22 de firme, cu un rulaj de 140 de milioane, probabil anul ăsta de euro, vreo 650-700 de colegi care lună de lună dau la vâsle și de care eu sunt foarte mândru. În România, provocările sunt zilnice și astea au de-a face, în primul rând, cu mentalitatea de jur împrejur, a oamenilor în general. O țară cu oameni minunați, oameni frumoși, oameni creativi, oameni funny, cu care te simți bine, dar în general lipsiți de inițiativă, după principiu ce mi se dă, de unde pică. Sigur, apoi partea de birocrație sau de cât de complicate sunt făcute lucrurile la nivel legislativ. Să nu mă surprindă foarte multe lucruri și să văd în fiecare piedică, repet, care apare aproape zilnic, o oportunitate de a face, ceva. Și cred că până la urmă soluția este întoarcerea la echipă și faptul că ai de jur împrejurul tău oameni cu același mindset și care, te susțin. Să găsească foarte repede în viață calea spre a da, nu spre a lua. Viața este despre a ajuta pe ceilalți, despre a dărui și a avea răbdarea ca lucrurile să se întoarcă.